Giurgiu Veni a reportat un nou succes la finala națională a concursului de vâzlit în canot și cu echipaje 10 plus 1. Concurs organizat în weekendul trecut la Tulcea sub egida Asociației Mila 23, condusă de Ivan Pațaichin. Județul nostru a fost reprezentat de echipajul câștigător al concursului de la Giurgiu, denumit inițial Pescărușii, dar care a aderat la Clubul Nautic San Giorgio, concurând sub numele acestuia. Băieții noștri au urcat pe treapta a treia podiumului, pierzând în fața experimentatelor echipaje din Tulcea și Galați, dar eliminând Brăila. Iată că ne-am îndeplinit obiectivul. Am venit de la a cincea ediție a concursului de vâslit în canotcă România, de la Tulcea, cu locul 3, cu un loc pe podium. Așa cum s-ar spune, ne-am obișnuit cu podiumul și podiumul cu noi. Am dovedit astfel că nu a fost un accident, o pură întâmplare, ci iată, lucrurile merg din ce în ce mai bine. Sperăm ca anii viitori să mai pășim o treaptă pe acel podium care ne este drag. La startul finalei de la Tulcea s-au aliniat 18 echipaje de amatori, toate câștigătoare ale fazelor locale. Și se poate spune că succesul giurgiuvenilor nu este întâmplător, aceștia antrenându-se pe canalul plantelor pentru competiția din Tulcea. Acolo la Tulcea, în 4 zile de sporturi pe apă, un oraș a devenit orașul unui singur om, Ivan Pațaichin. Ce a făcut el acolo a fost memorabil și noi, datorită acestei mari echipe care a urcat pe podium, datorită celor care au făcut posibil această deplasare și nu în ultimul rând susținătorilor, vă amintesc că au fost și giurgiuveni acolo care au venit special pentru noi, iată ne-am întors din nou învingători acasă. Dovedim astfel că acest sport merită și aici în Giurgiu să-l ridicăm acolo unde este locul lui, să folosim Dunărea, apa, nu doar ca simplu element de decor, ci și ca un mod de distracție, de a face sport, de a ieși în aer liber, de a te simți bine. Următoarea acțiune a Clubului Nautic San Giorgio va avea loc duminică, când începând cu ora 11, giurgiuvenii sunt invitați pe podul Bizeț pentru a urmări parada ambarcațiunilor. Clubul sportiv Acvila și-a reluat activitatea după o mini-vacanță și a intrat în linie dreaptă privind activitatea competițională, pregătindu-se pentru mai multe concursuri. La început de săptămână l-am întâlnit pe antrenorul Ioan Chelu și pe elevii săi, acolo unde le stă sportivilor mai bine, pe saltea la sala de antrenament. Suntem în linie dreaptă pentru Open-ul Brașovului, care va avea loc pe 5, data de 5 luna viitoare. Și după aia ne pregătim mai serios pentru Balcaniada și Cupa Mondială ce va avea loc la Banja Luka în Bosnia. Asta se va petrece când? Se va petrece în ultimul weekend din luna septembrie. Sportivii giurgiuveni vor pleca la Brașov de vineri, când va avea loc înscrierea în competiție și proba cântarului, iar sâmbătă și duminică sunt zile competiționale. La Brașov sperăm să avem cât mai mulți sportivi, în afară de cei 12 care vor merge la Banja Luka. Să avem și alți sportivi care urmează să participe la competițiile mai puternice și să-i cooptăm loturile naționale. Prezenți weekendul trecut la Giurgiu pentru a premia echipele câștigătoare din Cupa Ligii Elevilor, doi dintre fotbaliștii de aur ai României, i-au numit pe Dorin Mateus și Daniel Iftodi, au avut amabilitatea să vorbească reporterilor noștri despre Astra Giurgiu și despre fotbalul actual. Vorbind de Astra și Steaua, sunt două echipe puternice în campionatul românesc, două echipe la ora actuală valoric și calitativ, vorbind cele mai bune, pot să spun așa, din fotbalul românesc. Astra joacă un fotbal foarte bun, un fotbal plăcut ochiului, o echipă bună, o echipă bine închegată, jucători calitativi. S-a dovedit în acest început de campionat, început de cupele europene, că au calitate și au forța necesară. Dar părerea mea este că ultimul meci care ne-am așteptat cu toții să se califice, să meargă mai departe, din păcate au rămas acasă. Nu știu, eu nu consider că este vina nimănui, este vina neșansei, fiindcă ei
după un meci extraordinar care l-a avut cu englezii, calificarea, meciul de acasă de la 2-0, au muncit, au vrut, au văzut că pot și că să meargă mai departe. Au avut situații în care se înscrie în a doua repriză, dar fotbalul, din păcate, pe golul și te pedepsește. Pedeapsa a fost de partea noastră și n-a mers mai departe. Îmi pare foarte rău. Cât despre Steaua, meciul cu Steaua s-a pierdut la București. Dacă nu era acel 3-0, sunt convins că Steaua putea să revină. Dacă înscria măcar o dată la București, golul 2 care a fost din poziție de offside, poate era altceva cursul jocului. V-am spus, și Steaua calitativ are echipă bună, dar din păcate ambele echipe, perioada de adaptare celor noi veniți care a fost la Steaua a fost foarte scurtă. Deci o pregătire de o săptămână, 10 zile, probabil n-a fost suficientă. Vorbeați de fotbalul românesc, că tot coboară. Ce se întâmplă? Ce credeți dumneavoastră că se întâmplă? În cauza că lipsesc multe centre de copii și juniori, pentru că nu avem baza. Baza înseamnă terenuri, echipament. Una dintre cauze, că cauze sunt foarte multe. Una dintre cauze poate să fie și aducerea unor jucători străini care nu sunt de o valoare așa bună. Poate sub media jucătorilor români. Poate și aici e o greșeală. Ce ziceți de mai revenim din căderea asta? Trebuie să revenim, că fotbalul se joacă cu jucători, trebuie să ne revenim, imposibil. Orice echipă de club are și stoișuri și coborușuri. Vreau să discutăm acum despre faptul că după 12 ani consecutiv nu mai avem o echipă în grupele Europa League. Discutăm prima dată despre acel nefast meci Bazel Alkmaar-Astra 2-0 pentru ei și ne-au scos. Da, este un lucru îngrijorător și, cum am spus și mai înainte, sunt multe cauze. În primul rând, de la Federația Română de Fotbal pleacă toate. Și contractele jucătorilor trebuie să pună clar o lege, care să fie și legea sponsorizării, care nimeni nu știe ce să facă jucătorii, nici nu știu ce să facă. Plus că jucătorii n-au un sindicat al lor. E foarte greu. Și de ce în ce mai, o să fie și mai greu. Eu am spus acum 5-6 ani, am spus că Liga 3 o să ajungă Liga 4. Și așa este, se adeverește asta. Revenim explicit la meciul cu Astra. Cum vi s-a părut? A jucat Astra prost? A fost neșansă? Ce s-a întâmplat? Nu am văzut, de păcate, n-am văzut meciul cu Astra. M-am uitat la Steaua. Bine, discutăm despre Steaua. Ce mai e de spus? Nu mai e nimic de spus. Când pierzi acasă cu 3-0, e greu să mai te duci undeva să întorci rezultatul. Pentru că Steaua nu mai e Steaua. Nu mai sunt jucători de valoare la Steaua. Au plecat foarte mult. E greu într-un timp peste noapte să faci o echipă bună. E greu. Și în orice domeniu e greu peste noapte să ai rezultate. E foarte greu. Selecționerul Anghel Iordănescu a stabilit lotul reprezentativei noastre pentru meciurile cu Ungaria și Grecia și a convocat la lot și 3 fotbaliști de la Astra Giurgiu, portarul Silviu Lung Junior și atacanții Constantin Budescu și Denis Alibec. Iordănescu s-a hotărât în privința lui Budescu după recitalul contra lui CSMS Iași și și-a călcat pe suflet în privința parametrilor, chemându-l la echipa națională pentru meciurile de pe 4 și 7 septembrie din preliminariile Europa 2016. Budescu a înscris în acest sezon 9 goluri în 15 meciuri disputate în toate competițiile și se află la selecție cu numărul 11 pentru prima reprezentativă, fiind pe teren doar în 3 partide. De cealaltă parte, Alibec a jucat pentru Națională doar câteva minute într-o singură partidă, ceea ce nu contează pentru palmares și speră ca de data aceasta să-și facă debutul. Silviu Lung a fost convocat la Național alături de portarii Ciprian Tătărușanu de la Fiorentina și de Costel Pantilimon de la Sunderland. În atac, Budescu și Alibec sunt la concurență cu Florin Andone de la Cordoba și Claudiu Cheșeru de la Ludogoreț. Duminică 6 septembrie, Clubul Nautic San Giorgio vă invită să ieșiți din casă pentru a petrece câteva ore lângă apă. De la ora 11, pe podul Bizet puteți urmări Parada Embarcațiunilor, ediția a 3-a. Dacă ești giurgiuvean, ieși din casă și vino la Parada Embarcațiunilor.